Bună ziua, suntem în 21 februarie 2022. Este ora 11:40. Afară este destul de plăcut. O temperatură a aerului undeva peste 8-9 grade. După cum vedeți, albinele au ieșit la zbor. Au ieșit la apă și aici, în partea asta, am făcut un loc de unde să bea apă. Astăzi am venit la stupi, la stupină, cu gândul să iau să pun ulucele, pentru că trebuie să administrez sirop. Înainte de asta, fiecare uluc în parte l-am luat și l-am dat la interior cu ceară, ca să nu curgă siropul. Se vede că sunt date cu ceară și nu cu altceva. Ia să iau un uluc. Să filmez exact ce fac. Mi-am luat și stropiriciu. Aici este sirop. Tot în cursul zilei de azi, dacă timpul îmi va permite, voi face și un tratament. Se vede că au consumat destul de bine. Deci albina, în momentul de față, dacă are căldură și hrană adecvată, eu îl țin strâns, nu-l deschid mai mult decât. Am de gând să las albina să crească până o văd eu că trece de diafragmă, de diafragma de polistiren. Deci nu lărgim cuibul, încă nu este momentul. Exact cum am spus, când o văd că trece de diafragmă bine, abia atunci îi măresc cuibul. Cu toate că mulți vor spune, trebuie mărit cuibul. Nu, eu nu-l măresc. Rama de după diafragmă o iau și o zgârii un pic. O pot scutura. Introduc ulucul. Încercați să căutați la acest moment intervenția să fie cât mai rapidă. Doar dacă temperatura aerului o permite, atunci putem sta și mai mult cu stupul deschis. Eu această filmare o fac destul de greoi. Filmez cu o mână. Nu administrez foarte mult sirop. 200-250 de mililitri de sirop. 1 la 1. Eu siropul fac cu ceai din plante. Primăvara tot timpul administrez sirop de ceapă, adică cojile de ceapă. Le iau și fac un ceai. Administrez
albinelor. Se vede că au consumat și consumă destul de bine. Vreau să vă spun, nu mă interesează ce este înăuntru. Eu nu fac intervenții în interiorul familiei la această oră. La toți aplic același tratament, nu le dau mai mult, mai puțin, la unul sau la celălalt. Primăvara, administrarea siropului se face cât mai... nu se dă foarte mult sirop, nuțile încă sunt reci. Ajunge albina dincolo de diafragmă, deci unde este mai puțin cald, sub, și automat, poate vântul ăsta este, și automat rămâne, poate să rămână în uluc, ceea ce nu-mi doresc. Deci administrarea siropului se face în cantități mici în primăvara. Nu administrăm foarte mult sirop, în ideea că să iasă aibă. Se face 250, 300, 400, 350 de mililitri la o frigare. Deci nu punem acolo, nu punem vara când are posibilitatea să-l tragă foarte repede și... Ce vreau să vă mai arăt, am căutat să văd ce mai am eu prin cutiile mele. Un varachet expirat din 2017. Nu știu de unde a apărut ăsta. Un varatraz din 2019. Asta este, echipurile expiră în luna 7-a 2022, deci anul acesta pot să-l folosesc. Am mai cumpărat încă un varatraz, nu știam ce mai am. Asta expiră în... Sticluță, trebuie să scrie. A noua 2022. Deci, ce vreau să vă spun cu această... ocazie. Nu încercați să folosiți tratamente care sunt expirate din punct de vedere. I-a trecut exact cum am mâncat noi, cum am consumat diferite produse și ne îmbolnăvim. Tot așa se îmbolnăvesc și albinele. Sau mai simplu, nu își fac efectul. Și pe urmă spunem, nu și-au făcut efectul, nu a fost bun varachetul, nu a fost... nu. Asta trebuie exclus din start. Nu încercați să faceți cu tratamente, cu medicamente expirate, pentru că nu și-au rostul. Nu și-are rostul, în loc să facem un tratament care să ajute. Aici am pus niște rame care mi le-au început șoarecii. A rămas vreo câteva, voi executa pentru, le voi ține pentru reformă. Deci albina vine și bea apă și dacă are tot ce trebuie acolo în stup, este ok. Adică turtă, căldură și apă și mâncare, bineînțeles. Tot acum în această săptămână mi-am și de la Lyson am luat pentru extracție, pentru centrifugă, mecanismul pentru la 220 să mă ajute. Am luat și un protofil. Deci încercați să faceți apicultura cât mai frumoasă și cât mai curată.
cu lucruri învechite și cu vechituri, nu vom face pași înainte. Acestea fiind spuse, vă spun o primăvară frumoasă și cu albine sănătoase. Sănătate, zi bună!